Salutări, prieteni, și bine v-am găsit la episodul 4 al podcastului nostru Sportcast cu Sile, un eveniment evident, ca de obicei, Orange Sport. Dățile trecute i-am avut pe Bogdan Stelea, pe Ionuț Lupescu, pe Virgil Stănescu. Astăzi vorbim despre o personalitate în actualitate, despre un om care, despre care s-a vorbit foarte mult în ultima vreme în lumea antrenoratului, pentru că întâmplător a și fost sau s-a despărțit de o echipă de dată recentă, dar numele său este vehiculat la mai multe cluburi în momentul actual. O să vorbim despre trecut, o să vorbim despre prezent, dar și despre viitor, pentru că Marius Croitoru este alături de mine. Marius, te salut. Bună și ziua. Mă bucur că suntem împreună. Avem multe povești, avem și rubrici pentru tine, avem niște poze, avem niște alegeri, avem o grămadă de lucruri de povestit cu tine, dar aș începe cu ce s-a întâmplat recent cu Craiova. Pentru că, evident, este un episod care este proaspăt. Lumea, cred că, e curioasă să afle anumite detalii. Sunt convins că încă nu poți să spui chiar tot ce s-a întâmplat. Felul în care s-au derulat lucrurile, felul în care s-a terminat colaborarea asta cu Craiova 1948. Spune-mi, în primul rând, cum te simți în momentul de față? Pentru că, până la urmă, este primul eșec, da, în cariera de antrenor. Ai început bine, te-ai dus în sus, lucrurile au mers bine cam de fiecare dată, dar e prima oară când te desparți de un club, la modul la care s-a întâmplat acum la Craiova. Îți mulțumesc pentru invitație. Da, putem spune că, dar din punctul meu de vedere nu este un eșec, pentru că ce am avut de aratat, am aratat în scurta perioadă. Echipa a jucat fotbal pe care eu mi l-am dorit, cel puțin în prima perioadă. Aș vrea să scot aici ultimile 3 partide de campionat în care, într-adevăr, lucrurile n-au mers sau n-au stat așa cum mi-aș fi dorit eu și toți cei care iubesc Craiova. Din păcate, la fotbal se întâmplă și astfel de lucruri. Iar noi, ca antrenori, primul lucru pe care îl iei în calcul atunci când ai pășit în meseria asta este clar și lucrul acesta. Da. Ai spus tu că vrei să pleci. Da, un lucru care se întâmplă destul de rar în fotbal. Și aș vrea să-mi spui felul în care ai ajuns la decizia asta, pentru că tot auzim în ultima vreme următoarea idee. Antrenorul nu trebuie niciodată să demisioneze. Antrenorul nu trebuie niciodată să spună că pleacă, pentru că există un contract, nu te-am obligat să-mi faci contractul ăla, trebuie să-mi plătești niște bani, trebuie să. Tu de ce ai zis, gata, vreau să renunț? Sunt antrenori și antrenori. Sunt antrenori care stau și sunt legați de un contract sau se folosesc de acel contract pentru a mai, eu știu, prelungi o etapă, două, trei și practic până la urmă tot acolo să ajunge. Că sunt antrenori care hotărăsc să plece pentru că văd că în față nu-i așteaptă ceva bun. Exact asta s-a întâmplat și eu, în categoria asta am făcut parte. Practic veneam după victorie cu Rapidul, în care am câștigat fără drept de apel, după care au venit acele 3 meciuri de campionat în care am luat doar un punct cu echipe în care la momentul respectiv le consideram sub noi valoric și planurile noastre erau altele, sau cel puțin calculul dinaintea partidului era altul. N-am reușit să luăm decât un punct. Am considerat că e cazul să vină altcineva care poate face mult mai mult decât am făcut eu. Îl respect foarte mult pe Neati, de asta am și luat această hotărâre că nu puteam să stau să prelungesc lucrurile care nu merg. Pentru că asta a fost și ideea. Nu credeai că pot să mai... Am intrat în vestiar după meciul cu Chindia și am văzut toată lumea abătută, toată lumea tristă și era clar că e un semnal care nu mă avantaja, adică nici pe mine, nici pe ei. Să putem continua. La înfrângerile sau la rezultatele proaste anterioare nu simțise același lucru? Nu, pentru că jocul era altceva. La Voluntari am avut și am condus jocul și am avut ocazii multe. La Mioveni chiar dacă am făcut 2-2, am dat 2 goluri prima repriză și am luat 2 pe 2 greșeli personale. Jocul nu m-a speriat chiar așa foarte mult. Dar ceea ce s-a întâmplat la ultima etapă era clar că lucrurile nu stau și nu se îndreaptă către o direcție bună din punctul meu de vedere. Și atunci, respectându-l foarte mult pe domnul Mititelu, am hotărât să las locul alte persoane care poate face mult mai mult. De ce ai ales Craiova?
Lui Mititelu, pentru că din ce știu, ai mai avut oferte din momentul în care ai plecat de la Botoșani. De ce Craiova? Pentru că se știe că e un club extrem de complicat. Se știe că suporterii au implicare, se știe că patronul are implicare, se știu foarte multe detalii și, mă rog, sunt antrenori care s-au ferit sau care s-ar fi ferit poate de Craiova. Tu n-ai făcut-o. De ce ai ales-o? Nu, pentru că mi-am dorit. Mi-am dorit din tot sufletul să ajung la, după prima discuție pe care am avut-o cu domnul Titel. Știți cum e mirajul acesta, un echipe iubite, un echipe mari, te face să faci alegerea asta. Asta și-am făcut-o. Dar credeți-mă că multe lucruri sunt total neadevărate la ce se aude. Concret? Concret. Pentru că am avut o relație și o libertate incredibilă. Adică nu s-a băgat Mititelu peste absolut tine. Deloc. Pentru că au existat niște episoade după care s-a discutat n-aș vrea să, nu știu. Eu spun, mă refer strict la relația mea cu domnul Mititelu. A fost o relație deschisă, o relație incredibilă. Drept dovadă, de asta nici nu am vrut să forțez lucrurile, pentru că nu aveam de ce. Îl respect foarte mult. Credeți-mă că investește incredibil. Cred că nu există om în ambele peluze să fie mai focat ca el. Ca Mititelu. Da. Dar mă întorc totuși că vreau să lămurim niște lucruri, pentru că într-un fel te-au vizat, da? Au fost niște episoade, s-au văzut telefoane pe bancă, telefon în tribună. Alea nu aveau legătură cu echipa? Nu aveau legătură cu tine, cu schimbări? Nu. Niciodată. Domnul Mititelu știe exact ce am discutat noi la început și nu... De asta nici eu nu am forțat lucrurile, pentru că nu aveam de ce. Uh-huh. Ai fost trădat de jucători, cum s-a zis? Ce jucători intră să joace prostăți? S-a vorbit de, știi bine, s-a vorbit de Negru, s-a vorbit de Iancu. Tu ești în meseria asta de foarte mult timp. Da. E greu să intri în jucător tânăr care să riști cariera să joace un meci prost. Adică odată ce ai făcut lucrul ăsta, e clar că și antrenorul care vine, ce încredere să ai în tine. Deci lucrurile sunt... Sunt la cluburi jucători care sunt jucători într-un fel ai patronului sau jucătorii conducerii. Există, știi bine că există. Probabil. Genul ăsta, da? Și dar nimeni pe vremuri, adu-ți aminte că... Nu vorbim de vremuri. Vorbim de o generație care este total schimbată, o generație mult mai puternică din punct de vedere mental, cu personalitate mai mare, acces la informații. Este mult mai greu să-i domine acum pe jucători. Ceea ce s-a întâmplat la noi odată când intra cineva în vestiar și nici musca nu mișca. Acum lucrurile au evoluat, suntem pe repede înainte, este timpul lor, generația lor, e greu să poți să... Adică spui că nu poți să te duci cu patron la un jucător și să-i spui, dom'le, planul meu este să-l dau afară pe antrenor. Și mâine îl dai afară pe jucător. Nu? Jucătorul iese, domne, uite, m-a plăcut să fac... Poate nu-l dai afară pe jucător. Nu există. Când vrei performanță, nu poți să faci lucrurile astea. Iar domnul Mititelu vrea să facă performanță. E greu să găsești la un club la care se vrea performanță să faci astfel de lucruri. Nu există. Cu Florin Drăgan, care a fost colaborat? Pentru că și despre el s-a vorbit că... El a fost secundul pe care eu l-am luat cu mine de la Botoșani. A mers acolo, după care ați văzut și dumneavoastră ce a spus, că el are contract cu clubul și rămâne în continuare la dispoziția clubului. Ți se pare normal? Ce mi se pare mie? Da. Nu mai contează ce mi se pare mie, asta a fost alegerea lui. Păi, contează ce ți se pare ție, că de-aia vorbesc cu tine. Adică mi se pare, am mai auzit cazuri de astea, da? De exemplu, poate cel mai cunoscut caz de colaborare și prietenie în fotbal românesc a fost colaborarea Pițurcă-Iovan. Da. Și la un moment dat Ștefan Iovan a preferat să rămână la Federația Română de Fotbal, moment în care Victor Pițurcă a fost extrem de supărat. Adică nu i-a convenit deloc faptul că un om pe care îl consideră om de-a lui, în staful lui, te iau de acolo, te duc în altă parte. A fost alegerea lui. Atât. Înțeles. Dar nu te simți... A fost alegerea lui. Ok. Spune-mi, tot legat de Craiova, pentru că e cel mai fierbinte dintre subiecte, momentul plecării lui Compagno. Momentul plecării lui Compagno, pe tine și echipa, v-a lăsat într-un fel descoperiți. Nici n-a mai fost timp să mai aduceți, nu știu cu banii aia ce s-a întâmplat, poate că și Mititelu trebuia să mai acopere din cheltuielile avute. Cât de mult
te-a dat peste cap și dacă consideră la un moment în care echipa a luat-o la vale. Nu, din punctul meu de vedere a fost o alegere înțeleaptă, pentru să vinzi un jucător în România cu 1,5 milioane de euro este o sumă incredibilă. Uh-huh. Eu vorbesc pentru tine. Da, ajungem și la mine. E clar că noi în componența a ceea ce am pregătit în meciurile de pregătire am jucat decât 3 meciuri. După meciul cu FCSB, cu Steaua, Bauza s-a rupt, fractură. Al cincilea meci a plecat Campaniu. Campaniu și normal că lucrurile au evoluat puțin mai încet decât ne-am fi așteptat. Uh-huh. N-am avut un vârf nou clasic, l-am adus pe Gabi, pe Iancu. Pe Iancu. Da, un jucător fantastic, un jucător bun. Numai că ne-a antrenuse de mult timp, a avut problema aceasta din punct de vedere fizic. Și ușor, ușor s-a pus la punct din punct de vedere fizic, a jucat exact ceea ce mi-am dorit și eu, numai că a fost scurtă perioada. Pe urmă s-a reaccidentat și echipa n-a mai câștigat fără el. Și crezi că ai fi putut face altceva? Acum, pentru că evident orice om în momentul în care trece prin așa ceva dă timpul înapoi și spune ok, poate dacă, nu știu, completează tu. Eu nu știu cum să vă spun. Normal că antrenor stai și să faci o analiză unde ai greșit. Și dacă ai fi putut face lucrurile altfel. Din punctul meu de vedere, am făcut același lucru și la echipa la care am fost și 3 ani de zile a fost foarte bine. Sunt locuri diferite, jucători diferiți, caractere diferite. A contat faptul că nu ai putut tu, pentru că la Botoșani tu ți făcusei. Da? Amalgamul de jucători. Tu adusesei jucătorii, diferă puțin, știai jucătorii. Diferă. Aici trebuia, de asta te întreb, că nu erau jucători pe ceea ce îți doreai tu? Nu, erau jucători buni. Erau jucători buni, dar e clar că lucrurile diferă puțin între cluburi. La Botoșani mă ocupam și de partea de scouting și de aducere. În partea Salantă mi-au fost propuși jucătorii pe care am hotărât să-i aducem la echipă. Uh-huh. Dar n-am făcut eu scouting-ul. Dar cu acordul meu au venit la club anumite jucători. În următorii, indiferent care vor fi pașii, va fi asta o condiție a ta? Adică încerci să impui ideea de a fi tu scouter, de a duce tu jucători, de a-ți impune tu jucătorii? Nu, haideți să-ți explic. Fiecare antrenor are o viziune a lui despre o poziție, despre un post, despre un jucător, de calitățile pe care trebuie să le aibă acel jucător. Și diferă viziunea unui antrenor față de altuia, sau a unui scouter, sau a unui director sportiv de antrenor. Cauți mijlocași de bandă cu anumite calități, alții caută mai defensiv, unii caută mai ofensiv, caută alte calități. Adică sunt lucruri care diferă de la om la om, de la antrenor la antrenor. Și e și normal că atunci când în România, de cel mai multe ori antrenorul cam își face lotul. Cred. Ai plâns acolo sau a părut că ai plâns după meciul cu Chindia? Dar, pentru că erau niște imagini cu tine, doar pe tine te-au chemat la galerie. Da, adică te mișcă astfel de lucruri. Când, nu numai pelusa. Nu. Normal că te simți încărcat după un eșec, practic și tribuna întâi și tribuna a doua și peluza să strige numele. Te simți puțin, eu știu, confortabil, dar în același timp emoționat, pentru că sunt momente care nu credeai că se pot întâmpla. Dar n-a fost suficient să te determine să rămâi. Nu, pentru că doar meciul ăla, că nu pot să cred că doar meciul ăla. Adică vezi 90 de minute de fotbal, oricărei echipe îi se poate întâmpla să joace prost un meci. Nu cred că, nu-mi echipui că doar după un meci ai văzut 90 de minute și ai zis, domnule, am intrat și în vestiar, lucrurile nu erau ok. Da. Adică fuseseră lucrurile dinainte care te... Nu, pentru că noi venisem după meciuri bune. Ok, și de asta te întreb, adică doar meciul ăla... În care avusesem, de exemplu, la Cluj, am făcut egal, dar am jucat o repriză slabă, una am foarte bună unde am revenit. Acasă cu Sepsi, după ce am luat roșu, clar că ne-au dominat. Am avut meciuri în care am dominat de la un cap la cadă și n-am luat niciun punct, sau am luat decât un punct. Uh-huh. Și lucrurile urcau, coborau, n-am avut o linie creștendo. Am avut azi de 8, mâine de 5 și lucrurile astea nu sunt ok. Și venind aceste 3 meciuri în care n-am adunat puncte, în care noi ne făceam calcul măcar 7 puncte să fim în play-off, lucrurile
au luat altă turnă. Crezi că... Hai să încercăm un exercițiu de imaginație. Peste 10 ani, antrenorul Croitoru, care va avea 52 de ani, da? Crezi că va mai lua aceeași decizie? Crezi că la 52 de ani vei rămâne la un club? Chiar dacă, să spunem, sunt 2-3 meciuri proaste? Probabil. Probabil, nu pot să spun acum, pentru că... E interesant, știi, felul în care în tinerețe poate sau când lucrurile pe care le vezi altfel. Da, lucrurile pe care le facem, pentru că și eu sunt un antrenor tânăr, nu sunt un antrenor... Logic. E clar, odată cu vârsta câștigi și alte lucruri pe care cu siguranță acum noi ăștia tineri nu le avem. Uh-huh. Acea dorință, acea aprindere, acea plecare imediată pentru anumite lucruri, pentru anumite vorbe, pentru anumite gesturi. Dar, cu siguranță, cu cât înaintezi în meserie și în vârstă, lucrurile se așează și lucrurile devin... iau altă culoare. Povestește-mi un pic... O să ne întoarcem la actualitate, dar vreau să ne întoarcem la începuturi. Ai un frate, da? Doi. Doi frați, dintre un care frate unul mai cunoscut, care, care activează și el în fotbal, da. A jucat și el fotbal. Da. Povestește-mi de începuturile voastre. Tu ești din Giurgiu, nu? Da, sunt născut în Giurgiu. Am început fotbalul la Dunărea Giurgiu, cum era. La câți ani te-ai dus la fotbal? A contat faptul că fratele tău s-a dus primul? Da. Și a contat? Care, da, a contat mult. Pentru bine, atunci era... Doar câtelea frate ești? Al doilea. Da, ești la un frate, da. Acum da foarte mult pentru că în orașe mici de provincie toată lumea făcea un singur lucru. Fotbal în cartier, uh-huh. Fotbal. Peste tot era numai fotbal. În curtea școlii fotbal. Weekendurile erau legate numai de fotbal. După care, ușor, fratele mai mare m-a luat la fotbal. Și îți dai seama că pe urmă totul a decurs așa cum cred că orice copil își dorea. Să evolueze de la, să facă pas după pas. Am ajuns să joc la Liga 3-a senior, după care am ajuns la Liga 1. Conta faptul că fratele tău e fotbalist? Adică erai genul de frate care voiai să-l depășești pe la, poate inconștient, pe la mai mare, pe fratele mai mare? Bineînțeles. De obicei frații mai mici așa au. Bineînțeles, dar nu numai pe el, pentru că am avut o generație de excepție, pot să spun, la nivelul atunci, la momentul respectiv în Giurgiu, uh-huh. În care fiecare... Eu știu, ne doream să fim mai buni decât celălalt, să fim cei mai buni, practic. Și lucrul ăsta s-a și dovedit până la urmă, pentru că am avut o generație în care mulți au ajuns să joace Liga 2-a, eu, fratele meu, Lascarache, care a fost pe la frații Colda, au ajuns Liga 1. Am avut o generație de excepție. Ai venit în București? La ce? Am venit la București, fratele meu făcuse pasul mai înainte cu un an de zile sau cu doi ani. La Liga 3-a, nu? Nu, venise la SS1 la domnul Bălășoiu, după care m-a luat și pe mine. Și la un trial la Lotul Național m-a văzut domnul Radu Troi și m-a luat la Steaua. De la SS1 m-a dus la Steaua. Tu cu ce echipă țineai când erai mic? Eram cu nebunit cu Giurgiu, cu Dunărea Giurgiu, toată lumea era cu Dunărea Giurgiu. Nu spune că ține doar cu Dunărea Giurgiu, adică cu care dintre echipele astea? Că copil tocmai, că spui că copil fiind, adică ești obzecist. Era Steaua, Dinamo, Craiova, cam astea erau, Rapid. Am avut și un văr care a jucat cu noi în echipă, el era cu Steaua, fratele meu era cu Rapidul. Eu, generația, când eram tânăr, eram toată lumea cu generația 88-89 al lui Dinamo. Eram cu Dinamo, noi vedeam prea multe meciuri la televizor, că nu prea aveam noi timp să... Eram și mai mic față de ei, aveam 8 ani, eram mai tânăr. Dar n-am simpatizat cu echipa anume. Te-am zis, lucrurile... Eram cu Național României, cu Camerun, ieșeam pe stradă, jucam fotbal anii 90 cu... Că și eu sunt tot 80-ist. Da. Nu spune că nu ține cu ei. Nu, sincer spun. Că ne uitam toți la televizor, erau meciuri. Îmi plăcea foarte mult Răducioiu pe vremea aia. Radu era... Da, era idolul nostru, era al meu cel puțin. Aha. Deci mai aproape de Dinamo, Mai aproape de Dinamo, dar nu, n-am fost niciodată un fan înrăit.
Am înțeles. Și povestește-ne venirea în București. Deci te-a luat la Steaua, Da, domnul Radu Troi, da. M-a luat la Steaua, am stat 2 ani de zile la Steaua, după care domnul Lucian Bălan m-a dus la Dunărea Giurgiu înapoi să juca cu junior în teren. Și am jucat la Dunărea Giurgiu. Am înțeles. Cum a fost impactul cu Liga 1? Pentru că ai venit la Bacău, nu? Da, Bacău m-a dus, însemnat da. Pentru tine. Sechelariu era în perioada respectivă. Cu domnul Chivorchean, da. Chivorchean, Sechelariu, ei erau... Da, să știți că domnul Sechelariu și cu domnul Chivorchean au avut ochii buni la fotbaliști. Da? Foarte buni. A fost echipă... Păi el l-a dus pe Cusaru, pe Lovin, pe Cristian, pe mine, pe fratele meu. Adică au avut, fratele meu, a avut ochii la fotbaliști. Bădoi, Ciobanu, adică foarte mulți jucători. Foarte mulți jucători erau în vremea aceea la Bacău. Cum era Dumitru Sechelariu? Cred că cel mai corect om care l-am întâlnit. Din punct de vedere al cuvântului dat. Nu exista contract. Nu... Lucrurile stăteau puțin diferit în vremurile alea. Adică? Adică nu găseai jucători liberi, nu găseai contracte pe un an de zile, ceea ce este frecvent în ziua de astăzi la cluburile din România. Nu erau nici salariile de astăzi? Nu, erau salarii mult mai mici de a prime infinit mari. Față de ceea ce se joacă. Aveai salariul de $1,000 sau $2,000 pe lună, dacă l-aveai, și jucai prime 3.000, 5.000. Ok. Da, un meci. Erau alte vremuri, erau alți bani, erau... Ce te-a... Văzând Liga 1, da? Cum era în perioada, cred că era divizia. Dacă nu mă înșel. Care a fost impactul pentru tine ca fotbalist? Au fost lucruri care te-au mirat? Era și o perioadă, tu ai ajuns în 2000? Da. 2000, da? 99-2000. 99-2000. Era încă o perioadă în care fotbalul românesc avea multe semne de întrebare asupra lui. Erau meciuri, blaturi. Din punctul ăsta de vedere, da. Dar încă mai trăiam din punct de vedere național, din ceea ce reprezenta... generația de aur. Păi cum să nu? Da. Păi ne-am calificat în 2000, da, până la urmă, după care a început declinul. Da, era o perioadă gri în fotbalul românesc, ca să nu o spun altfel. Ai jucat? Îți aduci aminte de meciuri de astea? Noi eram tineri, aveam 19 ani, 18-19 ani, era greu să spun. Nu aveai? Nu te... Nu simțeai nimic? Nu. Noi nu aveam habar de lucrurile astea. Le făceau la nivel de jucători în vârstă, jucători care știau... Că nu, când am ajuns eu la Liga 1, chiar atunci au început, nu. Lucrurile erau... Dar să spun că erau meciuri, de exemplu, Bacău, Ceahlău. Era acea reciprocitate cooperativă în care se știau lucrurile. Acasă câștigai, afară trebuia să pierzi. Dar eu, și tu ca tânăr nu simțeai în teren? Nu. Era prea fascinat, prea... cum să spun, eu cel puțin, să joci Liga 1, să părea ceva... de neatins în anii în care eu jucam fotbal la juniori. Adică mi se părea Liga 1 prea îndepărtată. Probabil și de asta, din punct de vedere valorii, cred că era mult mai puternică atunci. Cum și cei dinaintea noastră au fost mult mai puternici decât am fost noi. Și spun pentru că mă uit foarte mult la fotbal. Știu că te uiți foarte mult la fotbal. Mă uit foarte mult la fotbal și... Ok, mai am... A crescut viteza de joc, a crescut forța fotbaliștilor, dar a dispărut ceea ce e mai esențial, calitatea. Da. Ceea ce pe timpuri, credeți-mă că nu cred că era vreo echipă în care să nu aibă vreun decar. Cu cine? Sau vreun noar, adevărat. A fost vreun jucător care te-a luat când ai ajuns acolo, da, sub aripa lui? Bogdan, Daniel Bogdan, portar. Fiind din Călăraș, veni și el de copil în Bacău. Ești de-al meu, vin încoace. Au fost vremuri, era un vestiar greu. Un vestiar foarte greu. Și când ți-ai dat seama, a fost vreo problemă în familie când ți-ai dat seama că totuși tu ești ăla, cum să spun, ăla care are mai mult talent, ăla care poate să facă lucrurile... Și fratele meu a jucat la Liga 1. Știu că a jucat la Liga 1, dar nu a avut notorietatea ta, nu? Adică ai fost mai fotbalist decât fratele tău. N-am avut probleme. Și nu știu, nu cred că nici el a avut probleme pe asta de vedere. Nu cred. Adică eram puțin mai rebel eu. Nu mi-era teamă de nimic, nu mi-era teamă de nimeni. El era mai cu minte din punctul ăsta de vedere. Eu nu aveam teamă de nimeni.
mai răspundeam, mai eram mai obraznic, eram mai rebel. Am înțeles. El era mult mai așezat ca mine, era mult mai calculat, eu eram mai... Trăiam totul la... Bine, bănuiesc că continuă și astăzi. Nu. La câte cartonașe galbene ai luat? Asta e trăirea mea la... Cu arbitrii. Da. Ți-ai păstrat un pic din Da, din pentru că îmi place să câștig. Place să câștig. Știu că e o problemă pe care o am, dar ușor, ați văzut că de la prima etapă până acum n-am mai luat practic niciun, decât cu un galben. Da. Ceea ce e o mare îmbunătățire. Da, e o mare problemă. Da, dar nu. Dar nu mai sunt rezultate de dinainte. Lucrurile, nu știu, nu. Îmi doresc foarte mult să câștig. Accept cu greu înfrângerile. Și probabil și din cauza asta, tipul ăsta de a fi al meu mai deranjează pe unii. Arbitri, de la distanță. Pe arbitri, pe unii comentatori, pe unii analiști, dar sunt trăirile mele. Și să mă schimb sau să promit că o fac mâine, aș minți. Dar ușor încerc să corectez din lucrurile astea. Povestește-mi de că a fost un episod, cel puțin un episod, au fost multe episoade în perioada respectivă, dar unul celebru și vreau să te întreb dacă s-a discutat în vestiar de momentul plecării lui Lovin și Baciu după un celebru meci de poker, dacă s-a discutat în vestiar, că sigur știați, ați aflat și voi cum au fost vânduți băieții aia, da? Gigi Becali, Porumboiu, Sechelariu, la masa de poker, la un moment dat rămâne fără bani Sechelariu și ce să mai pune, mai să îi dăm și pe Lovin și pe Baciu. Hai, povestește un pic. Sunt povești. Ce povești? Povești. Nu, de jucat jucau. Jucau. Bun. Dar nu știu sigur dacă au jucat pe jucătorii respectivi. Pentru că știu că a fost un divergent pe urmă, un litigiu la federație în care Bacău a câștigat. Dacă exista ceea ce spui tu acum, e clar că Bacău a câștigat undeva la 800.000 de euro. Da, știu, dar asta nu înseamnă, adică tu ce vrei să spui? Că eu ți-l dau ție, dar după aia semnăm un contract cu niște clauze, că dacă îl dai... Păi da, că dacă îl lași liber, că asta era clauza, a fost că dacă rămâne liber de contract Baciu, da? Dacă l-ai pierdut, l-ai pierdut. Adică tu ce spui, că dacă îl dădea, îl ceda de tot Sechelariu? Pe cum să-i mai accept și alte clauze pe care tu trebuie să le plătești? Dacă eu am câștigat... Da, tu nu ai plătit nimic pentru el. Nu, tu l-ai pierdut. La poker. Păi și cum să mai poți condiții? Păi punem clauze acolo totuși în contract. Nu, dar asta mi-e greu să cred. Dar ați vorbit atunci? Nu. Hai mă, nu pot să cred că nu vorbeați în vestiar, băiat. Nu, dar haideți ca să... Baciu era un fotbalist fantastic. Da. Era o problemă că îl ia Steaua? Lovin era un jucător bun, un jucător în creștere, un jucător de viitor, avea 20 de ani. Da, că era pe o chintă cu un careu. S-a putut șepta. Adică, ai fi serios că... Nu pot să spun că nu. Vă dați seama. Că auzit. Bine, dar nu numai despre ei. Că... Ce ați mai auzit? Mai sunt lucruri care s-auzeau. Că... Bine, îi mai vedeam când mai veneau la jocuri, când mai stăteam în cantonament, dar... Ai jucau acolo? Mai jucau, se mai înteleau, mai jucau, mai auzeam și noi de la cei mai în vârstă, dar așa concret n-am aflat niciodată la cineva care a fost exact acolo și a spus, domne, exact asta s-a întâmplat. Păi și adică, n-ai vorbit cu Baciu vreodată sau nu, așa? Nu, aveți cuvântul meu, domnule, că nu. Băi, nu... Nu, pe cuvântul meu. Oricum, au fost, erau episoade... Erau episoade. Fascinante atunci. Multe se decideau la masa de poker, la o tablă, la o... Cred. Știi? Că nu știu, toți că știm. Știm toți la ce nivel. Povești? Da. Pentru că dacă ar fi fost cineva acolo și mi-ar spus, domnule, eu am fost acolo și am văzut și asta s-a întâmplat exact, tind să crezi. Dar atâta timp cât auzim... eu, sincer, n-am cunoscut pe nimeni care să-mi spună, Marius, eu am stat acolo și am văzut exact când... ce spui tu cu chintă cu... sau chintă spartă cu... adică lucrurile nu... Și cred că de la o vorbă au evoluat lucrurile. Dar ei erau niște jucători foarte buni la momentul când FCS. Drept dovadă, cu Inter s-au calificat în semifinale, au câștigat campionate. Deci noi am... Cum a fost Vasluiu? Cum a fost Porumboiu? Cum a fost momentul respectiv? N-a fost foarte lung, adică a fost o ședere scurtă. Nu, am venit, da, am venit. Gândiți-vă că la momentul respectiv, 2004-2005, cred că era singura echipă din România care într-un tur
în istorie nu câștigase niciun meci. Cred că era singura echipă din istoria fotbalului românesc care nu câștigase niciun meci în tur de campionat. Uh-huh. Avea 6 egaluri, dacă nu mă înșel. 6 puncte. Și la momentul respectiv aveam mai multe oferte din România. Poți, îți mai aduci aminte cine te mai ofertase? CFR Cluj. Uh-huh. CFR Cluj. CFR-ul construia atunci, era cu Dorin Munteanu. Da, okay. Domnul Dorin Munteanu m-a sunat, da. Mi-aduc aminte că vreau să plec neapărat atunci, pentru că toți jucătorii de valoare... Îi văzusei pe toți. Plecaseră, da. Lovin da, a plecat, da, Baciu a plecat. Da, da, Goian plecase și el, Cristi a plecat. Tot ceea ce era generație tânără plecase. Și am vrut cu domnul Sechelariu și l-am rugat frumos să mă lase, că aveam oferte să plec. Și mi-a spus că nu, că are o singură rugăminte să mă duc la Vaslui, pentru că i-a promis lui domnul Porumboiu că numai acolo îmi va da. Okay. Am zis ok, dar ofertele mele deci sunt... Deci era un deal între Sechelariu și Porumboiu. Da, da, da. A fost un... o înțelegere. Mai mult un favor din partea domnului Sechelariu, pentru că la un moment... La un moment dat, că și domnul Porumboiu a făcut un gest frumos față de domnul Sechelariu, nu știu exact care. Bun. Și m-a direcționat acolo. Prima dată am fost sceptic, cum să mă duc la o echipă care este pe ultimul loc și mi-a spus Marsea încredere că ne vom salva, fac echipă bună, aduc jucătorii, avem pe Nea Mircea, ne salvăm de la retrogradare 100% pentru că am încredere în Nea Mircea, în jucătorii pe care aduc. De dovadă am câștigat, ne-am salvat de la retrogradare cu o etapă sau două înainte. După care următorul an Nea Mircea a plecat, s-a dus la Dinamo. Noi am rămas acolo, am mai jucat în Tu ai fost acolo la acea ultimă etapă, s-a vorbit mult despre meciul ăla cu Steaua. Și s-a vorbit inclusiv despre ce a urmat. Tu ai fost într-un fel martor la tot felul de episoade de astea, adică aia cu Remiu după aia. S-au plătit foarte mulți bani atunci pe Badea și pe Panai, dacă țin eu bine minte. Badea și Panait au plecat de la voi la Steaua, de la Vaslui la Steaua și s-a vorbit atunci, dom'le, că meciul ăla n-ar fi fost tocmai cușer. Că ce? Se dăduseră, dacă nu mă înșel, 1,5 milioane sau 2 milioane de euro pe cei doi jucători. Da, nu știu. Prima oară când au avut sumele astea. Habar nu. S-a jucat pe bune meciul ăla? Eu așa știu. Există posibilitatea cum toată lumea din fotbal vorbește despre meciul ăla. Bine, și în partea cealaltă, la Petroșan, parcă cu Rapid. Jiu Rapid, au fost ăla cu 5 roșii. Da. Așa, dar aici era, cred că cât a fost? 3-0 la pauză, ceva de genul ăsta. 3-0 minutul, sau 2-0 minutul 10, nu mai știu exact. 2-0 minutul 10 și după aia de la Rapid s-au enervat, au început păi să... Păi da, pentru că acolo se spunea la difuzor scorul, ei nu mai aveau nicio șansă. Și normal că de aici au degenerat lucrurile. Au degenerat lucrurile. Clar, normal, frustrare mare. Că așa se spune, asta era povestea atunci, că de fapt nu se mai dădeau bani ca pe vremuri, că de fapt plăteai niște bani la un transfer, niște bani îl supraevaluai pe jucători și plăteai în loc să plătești 500 de mii cât costai, dădeai 1 milion. Dacă ți s-a întâmplat în fotbal, nu mă miră. A, nu te miră nici asta. Dar nu cred. Ca jucătorii respectivi să fi jucat slab? Nu să fi jucat slab. Nu, să nu fi fost un deal între ăia de sus. Așa. Și tu găsești o variantă să lași meciul să îmi fie mie ușor în ultima etapă și după aia în loc să ți-l cumpăr pe unul cu nu cred. 2 lei, ți-l cumpăr cu 6 lei. Nu cred. Și diferența reprezintă... Nu, dar Vali Badea a demonstrat, clar. Da? I-a calificat în Champions League. Nu? Cu clar. Standard Liege. A fost un jucător ulterior. Foarte bun. Păcat că a avut o accidentare după care... Dar Panait nu era așa de bun. Adică la Panait... Dar Panait, gândiți-vă că avea pe poziția lui, avea 3 balauri atunci la momentul ăla. Era Mirel, era Goian, era Ghione. Practic... N-a fost ușor. Cum să fie ușor? Să joci? Toți trei erau la Național României, care se calificau în 2008 la European. Cum a fost trecerea de la Vaslui la Steaua? Și discuțiile au fost îndelungi, țin minte, în iarna aia. Tu aveai o ofertă de la Dinamo? Nu, aveam discuții. Vaslui avea o ofertă de la Dinamo? Nu știu, dar pe mine, spunea Porumboiu pe mine m-au contactat mai multe echipe atunci. Cine? Și din Grecia, și din România. Numai că a fost dorința mea să expres adunul la
Să nu la Steaua. De ce? Am dorit. Era chestia aia că jucaseră în Champions League, adică te-a trăsese semifinala aia de Champions, de Cupa UEFA. Toate, toate. Am dorit să ajung. Simplu. Nu a fost alegerea mea. Tu l-aveai pe Adrian Ilie impresar da, în perioada aia? Da. Nu, nu aveam impresar. Aveam un... o înțelegere, agreement cu Adi. Nu aveam nimic semnat cu el. După perioada, după episodul ăsta am semnat. Uh-huh. Înainte să mă duc să... Dar... mi-am dorit eu foarte mult să ajung. Mi-am dorit eu foarte mult să ajung. Ai forțat plecarea? Nu, de la aveam clauză. Nu, aveam clauză. Că și de clauză s-a vorbit mult. Că nu, e în dolari, că e în, nu, a fost în ce în, monedă nu, e, era, că e în euro, că e în dolari. Undeva la vreo 600.000 de euro, dolari, clauza de reziliere. Și ți-a plătit-o în iarnă? A plătit-o în iarnă, m-am înțeles cu Steaua și am plecat. Care au fost discuțiile cu Olăroiu? Nu de alta, perioada ta la Steaua a fost una nu foarte bună. Tu ai spus și amestecată. Tu ai spus că ți-a nenorocit cariera. La un moment dat asta era, asta că era. Am nenorocit cariera, dar de la 26 când m-am dus la Steaua, 27, că prima perioadă a fost foarte bună cu domnul Oli. Cu Oli a fost bine. Da. Am jucat și cu Hagi, domnul Hagi, calificări de Champions League. Lucrurile au generat ușor ușor. Dar vă dați seama că de la pe care a fost 20... discuția cu Olăruiu, asta te întreb. Când m-a dus prima dată, au făcut două transferuri în afară de Andrei, portarul. Uh-huh. Eu și Elton. Da. Și mi-a explicat clar de ce am ajuns, ce trebuie să fac. Lucruri simple, lucruri pentru care s-au hotărât și s-au oprit la jucătorul mare scriitor. A fost pentru ceea ce am arătat. Uh-huh. Și, ți-a plăcut de Olăruiu? Incredibil de mult. Adică, ce ai luat de la el, de exemplu, sau ce ți-ai... E greu să iei ceva, adică, ok, vrei să iei, dar e unic. Unic? Da. Adică? Vorbea o dată și era de ajuns pentru tot vestiarul. Nu l-am auzit să fie vreodată mai vocal sau nu. Avea un... impunea un respect prin felul lui de a fi. Prin, uh-huh. Adică pentru mine numai simplu fapt că se uita la tine și astea te împietrea. Era așa-l percepeam eu. Uh-huh. Ca un om incredibil, ca un antrenor imens pe care, vezi, și puțin lucrurile astea s-au diluat. Respectul zici da. față de Andra. Dar cum te-ai simțit când ai intrat în vestiarul lor, în vestiarul Stelei? Da, era un vestiar greu. Jucase semifinală de la un pas de la un minut, la o fază de finală de Cupa Europeană. Era un vestiar bun, un vestiar puternic, dublă campioană. Adică cu jucători cu personalitate, jucători, cred că atunci când se întrerupea pentru națională, cred că mai rămâneau 3 sau 4 jucători. Toți erau plecați. Și cine care te-a impresionat cel mai mult dintre jucători? Dacă a fost vreunul, Habana, Mirel. Da, de departe. Erau toți jucători buni, toți. Dar Mirel era șeful. Da. Olăroiu, ai simțit progres în jocul tău în perioada scurtă, până la urmă voi asta doar o jumătate de an, da? Doar o jumătate de an. Ai lucrat cu el. Da, una e să vii de la o echipă, eu știu, hai să zicem, de mijlocul clasamentului, o echipă la care își propune să câștige fiecare meci. Presiunea e alta, ne luptam pentru campionat, ne luptam pentru Champions League, lucrurile au evoluat. Normal că automat că îți crește și ție valoarea. Numai că stilul, poziția de joc de la Vaslui cu cea de la Steaua au diferit puțin, pentru că eu jucam la Vaslui, jucam în centru, optar de card, iar la Steaua am fost nevoit să joc în bandă. Profil puțin diferit de ceea ce jucam eu. Se accentase Dică, era accentat Dică da, în momentul în care ai venit, Dică, nu? Da. Și l-a adus pe Elton și era Elton în centru și tu trebuia să joci da, stânga-dreapta. Da, 4-4-2 cu Paraschiv și cu Ovidiu Petre, cu Lovin. Uh-huh. Se schimbau cu Cristocea, cu... un 4-4-2. Uh-huh. Dar era diferit puțin față de ceea ce jucasem eu până în momentul respectiv. Dar lucrurile au fost foarte bune și... Din păcate, așa a fost să fie. Și după aia, deci pleacă Olăroiu, da? Nu câștigați titlul, ai și spus locul că doi, e printre regretele vieții tale, că nu ai câștigat un titlu. De sportiv, nu. Evident că discutăm despre cariera de sportiv. Și vine Hagi. Da. Eu, din ce știu, tu ai un mare respect pentru Hagi.
Bineînțeles. Adică... pentru tot ceea ce... am crescut cu, în primul rând, de mic copil am crescut cu el. După care am ajuns să fiu și antrenat. Și cum ai muncit? Cum ai lucrat cu Hagi? Bine. Au fost lucrurile ok. Se vorbea un lucru în perioada respectivă. Și e interesant să-l aflu de la un om care a fost acolo. Se spunea că, la un moment dat, Hagi putea să te intimideze, că cerea jucătorilor niște lucruri pe care doar el le putea face. Și că mai și demonstra unele, adică și la, nu știu, la bătea lovituri libere și rămânea lumea acolo cu gura căscată și spunea, sau trebuia, spunea o diagonală, uite, dă mingea așa. Și punea mingea și dădea în minge, fiind și el tânăr antrenor în perioada respectivă. S-au întâmplat chestiile astea? Ca să-ți ceară câteodată lucruri pe care și le dorea, era normal. Okay. Și mi se pare logic. Sunt vorbe, sunt povești. Că mai intra și mai dea o lovitură liberă după ce strânea antrenamentul, da. E clar. Uh-huh. Cred că toți am fi vrut să ne învețe cum să lovim mingea. Chiar dacă eram jucător de Champions League sau, eu știu, un jucător bun la momentul ăla. Dar asta cu diagonala și cu... Nu s-au întâmplat lucrurile astea. Adică să vă simțiți să zici, păi, uite, că ne cere niște lucruri că nu, pe care nu le puteți... Nu, cerau lucrurile normale. Jucam un 4-3-3... La vremea aia, 2007, ceea ce se joacă în zilele noastre acum, cu wingerii la interior, cu mijlocași de bandă, ca să mijlocași de bandă la interior, să eliberăm fundaș și lateral, ceea ce în România nu prea se juca. Ai simțit lucruri pe care le vezi acum la Faru? Nu acum, pentru că acum joacă alt sistem decât îl juca la început. Dar echipa cu care a luat titlul, spui tu? Nici nu știu, nu cred că la echipa care a luat titlul tot așa juca. 4-4-2 în Rom, nu mai știu, dar la începutul sigur juca 4-3-3 cu wingerii la interior, ce libera fundașii laterali, exact ceea ce cerea atunci la momentul, jucam cu un singur vârf, cu 3 mijlocași centrali, mai aproape de ceea ce a jucat Viitorul în prima perioadă, cred că și Liga 2 și Liga 1, la începuturi. Pe urmă, da, au mai schimbat. E adevărat că jucătorii cu greutate s-ar fi dus și s-au plâns atunci de antrenamente și de la Gigi Becali? Nu știu. N-ai auzit? Nu. Cum a fost pentru jucătorul croitorul plecarea lui Hagi? Să vezi că după atât de scurt timp Erau calificați în Champions League. Jucasem un meci la Praga, da, și cu Zagle. Jucasem primul meci la Slavia. La Slavia 2-1, da, la bătaie, da, minutul 80 ceva de gol. A doua zi, seara ne-am întors, am avut ceartă, ne-am întors. După care a doua zi am citit și unul din ziare la prima oră că și-a dat demisia. Și ce ai... cum a fost pentru tine? O tristețe. O durere pentru că e clar că te despărțeai de un antrenor care nu putea decât să te învețe lucruri fantastice. Și echipa juca, eram, dacă nu mi-aduc aminte, nu mă înșel și sigur mă înșel, eram pe primele poziții cu meciuri amânate, câștigasem aproape tot în campionat, în Champions League eram calificați. Deci lucrurile N-ai înțeles erau... exact. Nu. Ce s-a întâmplat acolo? De asta spun că sunt antrenori și antrenori care... hotărât să plece și antrenori care merg în continuare. Și care a fost momentul în care... Niciunul nu e de judecat. Pentru că mă uitam pe cum ai jucat în perioada respectivă, mă uitam la Champions League, da? Cu Hagi, deci ai jucat așa, ai intrat cu Slavia Praga la Praga, da? În primul meci, după care nu joci cu Arsenal, deja venise pe Drazin. Fusesem accidentat. Da, venise deja pe Drazini, n-ai jucat cu Arsenal, după care ai fost integralist la Sevilla, venise titular o repriză cu Sevilla acasă, deja era Lăcătușa antrenor, da? După care ești titular cu Slavia acasă, 76 de minute joci și în ultimul meci nu joci deloc. Care a fost momentul în care au început? La Arsenal, nu? Da, la Arsenal pierdeți 2-1. Suspendat. Care a fost momentul în care s-au rupt lucrurile? Și de ce până la urmă? La cluburile mari e clar că trebuie să fii tot timpul la cel mai înalt nivel. Nu, ești tu, vin alții. Lucrurile s-au schimbat atunci, în acea perioadă. Mi-aduc aminte, 2008, sfârșit 2007, început de 2008, când au venit 7 sau fotbaliști la Steaua. Cu Mendoza, cu Dario Moreno, cu mai mulți. Atunci a fost un schimb de
între cei vechi și cei noi. Uh-huh. Și s-au hotărât să se renunțe. Și... Dar tu nu erai vechi, adică nu, tu erai nu eram, proaspăt. Da, eu aveam un an de zile. Da. Așa s-au hotărât, asta a fost alegerea lor. Antrenorul și probabil așa, și a conducerii. Dar s-a întâmplat ceva? Adică nu, pur și simplu. Nu ți-ai respectat, nu știu, ai fost, tu ai făcut niște chestii care n-au fost, care n-au prins bine la club. Dar n-a fost numai eu, au fost mai mulți jucători atunci. Jucători care, Crăstocea, nu știu cine mai au mai fost jucători. Așa a fost să fie, așa a fost să fie. Acum văd lucrurile diferit față de cum le vedeam. Adică, crezi că acum ai fi putut gestiona cu mintea de acum, ai fi putut altfel gestiona perioada respectivă? Nu, pentru că eu ca fotbalist am dat tot. Am înțeles. Da, nu am avut niciun regret. Să zic că am venit o zi la antrenament și că n-am dat tot. Nu. S-a vorbit despre perioada Pedrazzini. Da. Imediat după plecarea lui Hagi, ca fiind perioada în care Gigi Becali a început să se impună cel mai mult la echipă. Nu știu. Nu știu de ce să spun. Nu cred. Adică nu cred. Nu știu. Mm-hmm. Nu știu. Nu știu. Adică nu ți-ai aduce aminte de episoadele alea cu bilețele, cu să te anunțe vreodată vreun antrenor că ești titular și după aia n-ai mai fost titular și așa mai departe. Nu. N-ai pățit lucrurile astea. Ok. Interesant. Că atunci, cel puțin, iarăși, știi cum e, că la noi în presă se auzeau tot felul de lucruri. Nu, dar am impresia că a fost și scurtă perioada cu Maxim. Da, da. Adică nu știu. Chiar nu știu, aveți cuvântul meu că nu știu. Și cu Lăcătuș? Da, cu Lăcătuș a venit... Am început, jucam titular cu Nea Marius. După care lucrurile, ți-am zis, au evoluat și... Au evoluat pentru tine. Au evoluat pentru Steaua, pentru mine lucrurile n-au mers așa cum doream și automat în iarnă am plecat mai mult atunci, dacă nu mai aduc aminte bine. Și ai o declarație înainte de a merge la prima rubrică a noastră, rubrica de suflet, așa îi spune. Ai o declarație atunci, zice așa, o știi sigur că din funcția pe care o are Argăseală încearcă să crească în ochii lui Gigi Becali, fiind în stare de orice. Mi-a interzis să mai joc la Steaua, să mai joc la Steaua 2. Asta era după ce ai fost împrumutat la Ceahlău. Așa a fost. Și mi-a spus clar că nu o să mai îmi dea banii pentru chiria de apartament, sfătuindu-mă să locuiesc cu familia mea în mașină. Da, așa a fost. Argăseală mă oferea sume derizorii ca să-mi reziliez contractul. Îmi dădea salariile restante pe 2-3 luni, sperând să mă determine să plec și să scape de mine. Numai că eu nu am cedat până nu mi-am luat banii cuveniți. Steaua m-a distrus ca fotbalist, lăsându-mă să joc un an și jumătate. În turul sezonului 2008-2009 am mai evoluat la echipa a doua, dar după aceea mi s-a interzis pur și simplu dreptul la muncă. La muncă nu, pentru că mă antrenam cu echipa a doua. Uh-huh. Nu jucam. Ce s-a întâmplat atunci? Au pus presiune pe tine să reziliezi? Nu au pus presiune. Noi aveam un proces pe rol la federație, care ne judecam. Dar până să ajung la lucrurile astea, a fost discuția asta cu domnul Argăseală. Că să locuiești în mașină. Da, pentru că eu m-am întors la club, clubul trebuia să-mi ofere apartamentul, chiria pentru apartament. Au făcut-o. Așa au fost vremurile atunci. Acum, na. Da, bănuiesc că... A trecut prea mult timp ca să mai... Nici mai am puterea să mai mă gândesc. Da, bănuiesc că ca om de familie, că erai până la urmă, erai căsătorit, da, erai... Căsătorit la 21 de ani. Spun. Ajungem și acolo. Cred că era complicat. Familie aveai... Da, era complicat pentru oricine. Să nu-ți dea banii de chirie, cred că era... Au fost de mult. Nici nu mai vreau să mai vorbesc, Silviu. Așa erau lucrurile atunci. Nici nu vreau să mă întorc la lucruri neplăcute. Da, dar de ce am ajuns aici? Pentru că, vezi, lucrurile astea în fotbal românesc s-au tot întâmplat. Și se întâmplă. Și se întâmplă în continuare. Și nu e ok că se întâmplă. Și de asta te întreb pe tine, că tu ai trecut prin așa ceva și momentul ăla, într-un fel, ți-a dat mult, mult în spate cariera. Felul în care ai fost tratat, până la urmă, de un club, de cel mai mare club, da? Cel mai... mare club de exemplu ăsta, azi fotbaliști ce șanse să aibă? Tu, până la urmă, ți-ai recuperat banii. Adică încăpățânarea ta, nu? Că puteai să pleci cu mai puțin bani și, da, până la urmă, ai ajuns la niște sume. Aici, Silviu, lucrurile sunt într-o zonă în care acum aș sfătui jucătorul să ducă să joace. Să plece. Da, să plece. Așa am încercat să plec. Am terminat 2009, dacă mai bine aminte, după care am plecat și eu, pentru că nu mai puteam.
Nu mai puteai să mai stai în cuna, da, să-ți nu mai, n-aveam joc leșe, de da, cariera, da, ta. Drept dovadă și reculul pe urmă, pentru că au fost doi sau trei ani în care mi-a fost foarte greu să revin. Că după aia, între 2009 și 2012... N-am jucat în Liga 1. N-ai jucat în Kazahstan, aproape un an și jumătate, da, da, în care nu ai jucat fotbal. Adică atât de mult ți-a dat peste cap episodul Steaua cariera, da, încât tu, jucător pe care se dăduseră $600.000, da, cu câțiva ani înainte, da, cu perspective, tu nu joci 6 luni după Iași, da, ești, da, 6 luni între iarnă și, da, primăvară, în care n-am jucat, da, după care între iulie 2011 până în aprilie 2012 nu joci deloc. Nu, am jucat un an de zile în Kazahstan. Da, nu. Eu zic, România. Deci, eu zic 6 luni la Iași, după, da, Iași, dar Iași a fost 2009, 9, cred că, da? După aia te duci în Kazahstan. Da, joc un an de zile plin, după care nu mai joc. După care nu joci între 2011, da, iulie și 2012, da, aprilie. Da, să spun și că asta... recul a fost prea, după episodul ăsta au fost 3-4 ani în care, cred că cei mai frumoși ani, 27, 28 de ani, 32... Psihologic te-a distrus? Nu psihologic, momentul? Nu, pentru că am puterea să iau de la capăt. Nu, fotbalistic. Pentru că sunt ferm convins că cariera mea ar fi fost alta. Dar tot rău spre bine, pentru că am ajuns la Botoșani. Ulterior. Da. Ajungem și acolo, dar întâi să trecem la prima. Adică lucrurile, tot ceea ce mi s-a întâmplat rău în perioada asta, nu m-a făcut decât să... Și n-am avut numai de câștigat. Am avut numai de câștigat, pentru că m-am dus la un club la care m-am simțit extraordinar, chiar dacă m-am dus în Liga 2. Și drept dovadă am ajuns să joc Liga 1, după care la aceeași echipă am ajuns director sportiv și antrenor. Adică toate lucrurile, din punctul meu de vedere, a fost pentru că așa a vrut Dumnezeu. Toate s-au întâmplat cu un obiect, cu un scop, zici tu. Da. Hai să vedem. Prima rubrică, rubrica de suflet. Bun, Marius, invitațiilor noștri le punem niște poze pe care să le comenteze lucruri, unele dragi, unele foarte dragi, că de-aia și spunem de suflet. Știu că ești un familist. Convins. Familia mea, scumpă și dragă. Când e asta? Mai știi? Sincer, nu. Cred că 2007 era de unde era? Cred că eram la Piatra Neamț, cred. Cred că eram la Piatra Neamț atunci. Deci tu ai pățit ce ai pățit, da, la Steaua având copii? Da. Asta cu chiria și, da, cu mașina și că păi de capul nu meu. Mai vreau. Nu, păi nu vreau eu să mă gândesc, dacă, pentru că și eu am doi copii, nu, și dacă mi-ar face, da, cineva așa ceva, m-aș enerva rău de tot. Ok. Da. Cred că atunci era, 2008, 2009. Piatra Neamț, spui. Cred. Ok, hai să vedem. Următoarea poză. A. Asta e mai actuală. Nu, mult mai actuală. Să vede după tricou. Da, mult mai actuală. De când e asta și unde e? În Istanbul, în Bosfor, 2019-2020. Aha. Îți place să călătorești? Nu. Nu? Nu. Îmi place să stau acasă. Să mă uit la emisiunile mele preferate. Așa. La fotbal și la history și la ce mai am eu. Ok. Și stau cu familia. A, deci nu ești un călător, nu te duci... Asta cu Bosforul e o întâmplare? Sunt sau e mai... forțat. A, de familie. Sunt forțat. A, am înțeles. Nu poți să-i ții. Da, soției îi place foarte mult Istanbulul și ocazional mă... Te tragi acolo. Odată la 2 luni, dar mai mergem ca să-și mai încarce și a bateriile, pentru că săraca stă după mine tot timpul. Mhm. Păi. Vorbim imediat și despre aia. Hai, da, să vedem mai departe. Următoarea poză. Eram la Timișoara, la Poli. Aha. Pe pârtie, la Brașov. Eu eram în cantonament. Ah, da? Da, da. Și ai putut, da, să pleci din, da, cantonament. Da. Am cerut voie. Dumnezeu să le popică și mi-a dat voie. Aha. Într-o după amiază liberă, da. Schiezi? Nu schiezi? Nu, n-am schiat niciodată. Știu că fotbaliștilor... Aveau interzis. Da, dar la copii am considerat că e bine să facă toate sporturile de mici. Foarte să aibă înclinații la toate. Vor să facă mai târziu, să nu fie la fel ca mine, în care să fie frică să pun... Să pui schiurile, da, în picioare. Mai, da, departe, hai să vedem ce mai avem aici. Asta chiar nu știu unde e. Un porc. Cred... eram la... Porc, niște, da, pălinci pe acolo. Ce e? Țuică? Ce... Nu, apă plată.
Spălam porcul. Spălai porcul? Ce guțoiuri, a? Cred că eram la gura humorului, cred. Aha. Da, la gura humorului. Doamne, nu ne aveți spus, eu nu le-am... De ce avem și noi poze, da? Ce, nu putem să... Ba da. E, vezi? Da. Dar frumoase. Superbe. Așa, porcul ăla... Da, porcul ăla e porc. Ai asistat la TR? Nu. Da, 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 da. A, da. Am înțeles. La tot ritualul. Mai barbarism în ziua de astăzi, nu se mai da, nu, nu, multe lucruri sunt schimbate față de ce era frumos înainte. Acum lucrurile au devenit urâte și trebuie să le schimbăm, din păcate. Hai să vedem mai departe. Ce mai avem din colecția asta? Promovarea. Asta e promovarea? Botoșan. Da. Hai, auzi. Promovarea cu Botoșan în prima ligă. Ce bucurie trebuie să fi fost. Da, era în premieră. În premieră la Botoșani. Uh-huh. A fost o bucurie imensă pentru noi în momentul respectiv, pentru că nu dădea nimeni nicio șansă, în ciuda faptului că am avut o echipă fantastică. Cred că 7-8 am rămas în continuare și am jucat încă 3 ani în Liga 1. În Liga 1. Hadnaghi, Pataș, Curileac, Hadnaghi, Axinte, Vajvari, Tincu, adică am avut o echipă care au jucat foarte mulți ani în Liga 1, da, după. Da, da, da. Și au făcut-o foarte mult. Da. Joacă, Vajvari, da, 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 da. Vajvari joacă Tincu, da. Tincu, da. Am promovat la pas. Hai să vedem ce mai avem în rubrica noastră de suflet. Tot în momentul, da, ăla. Tot ziua aia. Da, tot ziua aia, da. Trebuia să servezi alături de copii. Mai departe. Hai să vedem. Asta e un moment despre țeanii. S-a vorbit mult despre momentul ăsta. Dom'le, cu cine vorbea Edi Zelghin la telefon? Dacă îl întrebați pe el, sigur vă va răspunde. Așa. Pentru că el știe. Nu am putea să mă uit la el în telefon cu cine vorbește. Tu aveai deja două telefoane în dreapta. Eu aveam, da, aveam două. Dar ce te uitai? Mă uitam la meci. A, da? Da. Pe două telefoane? Nu, unul era închis și unul la unul mă uitam. A, am înțeles. Da. Ca să vezi relorile, ca să... Nu, să văd în timp real ce se întâmplă. Cu varul, cu... Aha, da. Iar acum făceam, cred că, o indicație tactică, nu de schimbare, cum poți să faci o schimbare cu jucător. Și Zelghin vorbea cu banca? Habar nu am. Dacă îl întrebați pe el... Dar tu cum anunțai banca? Păi eu nu am anunțat banca, am dat schimbările înainte. A, în cazul în care nu merge cu tare, intră celălalt, în cazul care... Cum fac toți antrenorii care sunt suspendați. Am înțeles. Mai avem? Hai să vedem. Mai sunt poze? Asta e cu fuego. Da. Mama Ramonei, eu și... Da. Vine noi la părinții lui Ramona. Avem o pensiune în care, când în zona Moldovei acolo, la noi în Bacău, și când... Mai vin artiști, mai stau artiști acolo. Deci a fost el acolo, da, invitat. Da, da. Nu invitat, vin, sunt cazați. Mă rog, cazat, asta spun. Da. Ok, frumos. V-a și cântat? Nu. Nu, adică doar... Doar poze. Mai departe, hai să vedem ultimele două poze. Vă dau cuvântul meu, nu știu unde aveți pozele astea. Fratele meu cu Doman și cu... La Timișoara eram aici. Aha. La Timișoara după un antrenament cu Aslan, câinele bunului meu prieten Magione. Ia uite. Da, asta de când e, mai ții minte? 2017, cred. Ok. După salvarea aceea... Miraculoasă. De la minus 14, 15. Minus 14 puncte. Minus 14 puncte. Minus 14 puncte. Așa, uite așa. Așa am un colectiv fantastic, un colectiv bun. Uh-huh. Experiență multă, uh-huh, la nivelul Ligii 1 și ne-am salvat, practic, Botoșanu ne-a salvat, pe lângă munca pe care am depus-o cu toți, o muncă fantastică, a bătut Botoșanu, a bătut Pandurii în ultimul minut, minutul 96-97. Da. Și noi am făcut 2-2 la Mediaș și am mers la baraj cu UTA și ne-am salvat la baraj. Și v-ați salvat. Mai departe, hai, ultima poză să o vedem. Da. Am cumpărat fetiței mele un cățeluș, un pomeranian și este... Vă plac câinii? E în familie ceva sau nu? Nu neapărat. Soția și fata mea. Tu nu ești cu câini? Pa, acum îți dau cuvântul meu că n-aș putea să stau fără ea în casă. A, da? Da.
Aici am luat... Da, îmi place, e superbă. E, cum să spun, e bucuria când venim în casă. Spune-mi de soție, că deci sunt câteva lucruri. Unul la mână, ea te-a înscris la școala de antrenor fără să știi? Da, eu eram la antrenament. Eu eram la antrenament și vine acasă și spune, Marsa, am văzut la știri, cred că dimineața, la 9, la 10, nu știu la câte erau știri, că Mirele e înscris în Moldova la școală, noi având nașul fetiței mele este Frunză, Virel Frunză, fost internațional în Republica Moldova. A pus mâna pe telefon, l-a sunat, vreau să-l scriu și eu pe mare să facă școala Moldova. S-a ocupat repede de tot ceea ce înseamnă hârtii, fără alte... Fără să știi nimic tu. Fără să știu, da. Și după care vin acasă, îmi spune, mare, să vezi că pe data de începi școală, ce școală. Zice, tu glumești școală, eu nu am fost la școală de 20 de ani. Zice, nu, mergem la școală pentru că te-am înscris la școala de antrenor din Republica Moldova. O, zic, ok. Bine, ea știind ceea ce... Ultima perioadă, deja eu aveam... Scriam caiete, îmi scriam antrenamente, idei, cum aș vrea să joc, poziții, relații, ce întrecea mie prin cap la momentul respectiv. Și am vedeat toată ziua numai la fotbal, toată ziua toți prietenii mei care veneau, chiar și tot mai de fotbal vorbeam, dar numai de fotbal. Și ce a zis? Ok, e mai aproape de lăsare decât de început. Ai și bine. Da? Ai și bine, da. Ai o soție puternică care te... Foarte puternică. Te împinge de la spate să foarte faci puternic, lucruri. Foarte puternică, da. Înțeleg că ea te și conduce... Adică, tu nu ai carnet, nu? Nu. Dar de ce n-ai carnet? N-am apucat să conduc niciodată. Am avut Ai făcut școala vreodată? Am luat ceva ore la început, eu știu, prin 2002, dar 2003, dar n-am fost niciodată fascinat de... Nu mi-a plăcut niciodată să conduc. Am o teamă așa, în dreapta nu mor cu oricine în mașină, dacă mor și sunt nevoit, stau numai în spate. Sunt lucruri la care n-am făcut niciodată. Ai frică de mașină, în general? De viteză, de avion ai frică? Teribil. Da? Da. Și cum? Cu greu. Cu steaua când mergeați, de exemplu, până europene? Bine, aveam charter, aveam, era altceva. Păi care e diferența? Că tot era mai confort, știu, dar am avut teamă tot timpul. Și am, cred că am sute de zbor, dar tot teamă. Aha. E ceva înainte, un 50? Nu. Mergeai cu echipa. Mai la întoarcere. Când mergeai cu echipa acum? Acum, la întoarcere, că nu pot să... Una mică, așa că... Nu, la întoarcere. Am înțeles. Dar, până la urmă, dacă la Botoșani nu prea aveai chartere, nu? Nu prea zburați cu chartere. Ba, aveam, dar nu prea scotea aripile. Adică, la tine și cum e, dacă ajungi la o echipă de-asta cu mulți bani, de zburați numai charter din stânga-dreapta, nu... E o problemă. E o problemă, nu e cea mai confortabilă. Nu, am ce să... Nu mă simt confortabil eu, am teama asta. Mă întorc la școala de antrenori. Da. Te-a costat mult? Am înțeles că te-a costat... Foarte mult. Mai mult decât... Mai mult decât în România, da. Decât în România. Pentru că... Ai o sumă așa? Cam cât te-a costat? Peste 15.000. 15.000 de euro, școala de antrenori. Școala până de la licență, da. Pentru că sunt costuri, sunt costurile de deplasare. Cel puțin când eram la Timișoara pentru licența C, mă costa pe mine, bine, înscrierea, după care deplasarea mea la Chișinău, pentru că nu aveam cum să iau avionul, nu aveam legătură și trebuia să plec cu mașina, mergeam cu mașina, cu copii, cu Ramona, plecam, cred că mergeam dintr-o bucată, făceam 14 ore. Da. Fără să ne oprim. Ne opream la Bacău, mâncam și plecam mai departe. După care plecam de la Chișinău miercurea după amiaza și ca să fiu joi la antrenament. Ajungeam joi dimineața. Așa am făcut școala, așa am făcut licențele, C și B. C și B. Da. Și AU? Și AU eram la Botoșani. Era mai ok, mai comod. După care fiecare modul pe care eu îl făceam în Republica Moldova, îmi venea tutorele la o lună, îmi venea două sau trei zile, care trebuia să plătești diurnă, trebuia să plătești transportul, cazarea, masa. Da. A, adică tu îl ții pe un om, vrei să faci licență la mine? Da, pentru că noi eram considerați străini. Da. Și automat că noi nu puteam să fim supervizați la ei în țară. Automat că trebuia, ei când veneau la noi în țară, nu aveau cum să vină. Și e un contract în care... Deci 14-15 mii de euro. Da, pe puțin.
Păi puțin. Mai avem o rubrică. Rubrica alegeri. Aici te punem să alegi între diverse... O să vezi tu despre ce e vorba. Alegeri. Bun, hai să vedem. Primele alegeri, ideea este că dacă nu-ți place să te deplasezi, noi ne-am gândit că Londra, Paris sau Roma. 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 Da. Ce mai... E mai aproape de ceea ce își dorește familia. Uh-huh. Sunt bănuiesc fetele. Le-ați vizitat fetele. Pe toate. Nu, Roma nu. Roma n-ai vizitat-o? Nu. Italia am fost în multe, dar Roma nu. Aha. Milano... Multe alte orașe, dar Roma nu. Pentru că a fost soția odată fără și a zis că ar trebui să merg. Și eu. Dar rămâne Italia, rămâne Roma, pentru că... Italia e oricum. Fetele mele, da, e altceva. Fetele mele sunt nebunite după Italia și Istanbul. Ah, am da. Înțeles. Tu ești nebunit după litoralul românesc. Eu sunt nebunit... Nu! Eu sunt nebunit după ele și după fotbal. Am înțeles. Când sunt eu la fotbal, suferă ele. Stau după mine tot timpul, le mut cu mut cu școala, da, soția, e complicat. Și automat în vacanță... Acum se mutați la Craiova? Da. Pô, și acum trebuie să se mute... Și acum trebuie să mute unde... Nu știu. E ca la armată, de fapt, ca și cum ai fi... Ai în bagaj, fi copil ai două de... genți, da, o geantă care o despachetezi și a doua o ții. Deci tu, într-un da. Fel, că asta e foarte important... Nu, eu. Nu, stai un pic. Da. Tu, dincolo de jobul pe care vrei să-l faci... Da. Trebuie să ai și responsabilitatea asta, ai și presiunea da. Asta. Stai un pic că fata mea, de-abia am adus-o aici, da. S-a obișnuit, să spunem, cu colegii o lună, două luni, trei luni și acum trebuie să o iau iarăși de acolo? Da. Ea încă e la Craiova, la școală? Da, sau? Da. Al ceo de artă, e artistă, îi place să deseneze. Dar trebuie să o relochezi în perioada automat. Următoare. Automat. De asta, în momentul ăsta, alegerile sunt mult mai, devin mult mai, mai grele. Uh-huh. Mai grele, pentru că până la urmă depindem de rezultate, nu neapărat de proiect. Că poți să te duci, lumea să aibă încredere în tine, să ți ofere toată disponibilitatea de care ai nevoie și de libertatea de care ai nevoie și de tot sprijinul și financiar și logistic și tot și să nu ți iasă. Și atunci e clar că lucrurile nu... De fapt, nicio alegere ca antrenor nu poate fi sigură. Mai departe, hai să vedem ce-l mai punem să aleagă între... Bun, avem aici mâncare italienească, mâncare asiatică, ceva francez sau ce mai avem? Deci asta e, cred că e mâncare românească, sunt niște plăcinte românești. Plăcinte românești. Plăcinte românești. Da. Adică tu ești nu-ți plac astea, nu știu, italienisme, franțuzisme. Chinezărie nu mănânc niciodată. Nu? Nu. De ce? Nu sunt un fan. Adică tu ce care e mâncarea preferată? Sincer? Da. Cam toată. Dar, se vede. Păi asta vă să zic. Dar nu prea mă umor după mâncare chinezească. Paste rar, pizza una la o lună. Pește dacă mult. Mănânc. Pește mult, tradițional, aripioare cu usturoi, cartofi prăjiți, lucrurile înțeleg. Noastre. Îmi place mâncarea gătită, aha. Facem mama acum după. Pentru că atunci când am fost fotbalist nu mâncam mâncare gătită pentru că nu-mi permite a fi zic. Te îngrășai ca fotbalist? Da. Eu am suferit. Tu practic da. Asta, într-un fel, după aia ai dat drumul la, după ce te-ai lăsat? După, am spus așa, Ramona, nu te bagi în meniul meu 2 ani de zile, mănânc când vreau, cât vreau, ok. Și s-a văzut. S-au făcut 4 ani. Aha. Din doi s-au făcut 4. Problema asta e acum, nu e de altceva. Dar da, te gândești să slăbești? Sincer? Da. Asta înseamnă să nu mai mănânc. Așa. Și n-aș putea. Deci nu te gândești să slăbești. Ok, bun, e o, e o opțiune. Fac. O să o fac, pentru că până pentru, sănătate, pentru sănătate, nu e, pentru că e, nu mă deranjează. Cui nu-i place să nu se uite la mine. Da, dar înțeles. Pentru sănătatea mea e clar că trebuie să fac o schimbare. Când? Când te vei sătura de mâncare. Niciodată. Dar mai renunț puțin. Am înțeles, dar mai trebuie să mai... Mai trebuie. Deci tu ca fotbalist aveai probleme serioase da, să faci probleme. Cântarul, da, cum ar veni. Da. Ok, hai, următoarele alegeri. BD-urile sau Neamărin Miliardar? Ambele. Ambele. Am replici pe care le știu din amândouă. Da? Da. Ah, ok. Cred că am văzut ambele filme de, nu exagerez, cred, peste 20 de ori. Sunt filme preferate? BD-urile, da, și Neamărin și... Țară de Sămân, familie și sunt multe care. Aha. Cinematografie nu, românească îți place? De departe. Da? Da. Frumos. Sunt fascinat. Frumos. Fascinat sunt.
Muzica tot românească? Sau mai degrabă muzică străină? Nu. Îmi plac... îmi place lăutăreasca veche. Da. Gabi Luncă... Stai un pic, că mai avem Buceanu. Romica Buceanu și Gabi Luncă, ți le-am pregătit. Amândouă. Amândouă. Da, fără să știu despre ce vor, da. Vezi cum? Da, da. Și îmi place muzica anilor 80, 70, 80. Am înțeles. Da. Aurelian Andreescu? Sau mai mult de afară. Mai mult de afară. Da. Ah, ok. Ce, italieni? Italien, Ricky Poveri? Albano? Albano, da. Cutugno? Da. Am înțeles. Bun, frumos. Deci amândouă. Nu alegi. N-ai nu. Luncă, Puceanu. Am melodii pe care le ascult cu plăcere și le fredonez pentru că le știu. Dă mama și cu biciu mine. Ce are da, dă cu biciu dacă e nevoie. Da. Hai să vedem mai departe. Mergem mai departe. Diverti sau vacanța mare? Diverti nu prea am avut ocazia. La vacanța mare, pentru că a fost mai... Sau nici unii, nici alții. Vacanța mare. Da, vacanța mare. Da. Ok, între Diverti și vacanța mare. Hai să vedem mai departe. Intrăm imediat, cred că, în zona fotbalului. Suntem gata cu următoarea poză? Imediat, cred că o să... Tom sau Jerry? Jerry. Jerry. Deci nu erai cu Tom. Că sunt unii, știi că sunt unii, băi, nu-mi place, nu, m-am zăturat să câștige ăla mic mereu. No, Jerry. Deci Jerry, Jerry era întotdeauna. Da. Jerry. Ok, hai să vedem mai departe ce alegeri mai avem. Barça 2009 a lui Guardiola sau Realul celor trei ligi ale campionilor? Pentru mine Realul. Realul. Din 50 până acum. Aha, deci ești blancos. Mereu ai fost. Mereu. Deci aia de sus am puțin, am... Aia te-au enervat aia de sus. Nu m-au enervat. Mi-a plăcut tot timpul. Mi-a plăcut tot timpul Real Madrid, mi-a plăcut echipamentul, erau alt tot timpul. Uh-huh. Am echipe preferate din fiecare țară. Am Olympic Marseille. Marseille, ok. Din Anglia am Liverpool, din Spania Real. Din Italia? Italia am Napoli. Napoli. Pentru mine Napoli. Am înțeles. Sunt fan ai Maradona. Ai văzut Napoli? Ai fost în oraș? Nu. Am înțeles. Nu. Sunt fan Maradona și pentru mine Napoli și Roma pentru toți. Dar ca fotbalist italian, de departe, Robby. Robby Baggio. Da. Era și... De departe. Aveai și vârsta, știi că era 13, 14 ani, 12 ani, 13 ani, 14 ani, atunci când aveai 90, idoli. Am văzut prima dată, l-am văzut în 90, locul 3. Am văzut golul acela magnific. Cu Cehoslovacia? Cu Cehoslovacia, da. Cehoslovacia, da. De la jumate diblează, face că dă curs lung și o întoarce în cultul scurt. Absolut. Da. Real Madrid de departe. Deci și Real singur Madrid. Aici, da. Ok, bun. Și din Germania ai vreo preferință? Borussia. Borussia Dortmund. Ok, avem aici Brazilia 94, Brazilia 82. 2002 și 82. Am pus-o special că știam că... Este cea mai frumoasă națională care n-a câștigat niciun trofeu. Dar ai văzut meciuri? Am văzut mult, foarte mult, da. Am uitat foarte mult. Deci 82, nu, pentru că lumea ar spune, băi, stai mă un pic, aveai 2 ani când... Da, în 82 am citit foarte mult, m-am uitat foarte mult, este seara în care fotbalul a pierdut. Italia-Brazilia. Italia-Brazilia. Gândiți-vă că... Da. 3-2. 3-2, da. 3-2. 3-2. 3-2. Ei la 2-2 erau calificați. Da. Cine e aici? Zico, Socrates. Zico, nu. Aici în imagine este Socrates. Socrates. Da, nu știu cine e. În fine, e o imagine. Pentru mine, ca fotbal, pentru că am auzit multă lume vorbind de Naționala 82, am citit foarte mult și am văzut foarte mult. Uh-huh. M-am uitat foarte mult la ea. Ceva fantastic. Ok. Deci nu Ronaldo, nici nu, și nu naționala... Romario. Bine, pentru mine 94 gândiți-vă, a fost cea mai... Gândiți-vă că Socrates juca anii 80 și juca la Fiorentina. Da. Pelele Alb juca la Udinese sau unde juca. Da. La Udinese, nu? Zico. Zico. Adică vorbim despre un fotbal, unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile. Da, erau. Deci vorbim de Socrates, doctorul, unul dintre cei mai mari optari din istoria fotbalului. Da. Și Zico la fel. Uh-huh. Unul dintre cei mai buni decar din toate timpurile. Și nu jucau la echipele de top din Italia. Adică fotbalul, din punctul meu de vedere, era mult, mult, mult mai puternic decât din punct de vedere al valorii. Că acum au evoluat lucrurile și că viteza de joc este alta și forța, și, da. Dar eu sunt și rămân pe vechi câte zile o avea. Ok, mai departe. Hai să vedem. Oamenii ăștia patru. Pep, Klopp, Mourinho, Simeone.
Pep. Pep? Da. Deși ții cu Realul. Da, a schimbat. A schimbat multe în fotbalul actual. Uh-huh. A schimbat foarte multe. Chiar dacă cam toți de aici, nu știu Mourinho, dar cam toți îl ridică la cel mai înalt rang pe Bielsa, uh-huh, din declarațiile da, lor. Da, mulți vorbești despre el. Dar cred că tata lor a fost Rinus Michels. Da, Rinus Michels cu... Cruyff și cu... Da. Da. Rămân pe Pep. Ok, Pep. Mai departe. Mbappé sau Haaland? Ei sunt noi... Haaland. Ok. De ce? Mi se pare mult mai serios. Aha. Bun. Din punct de vedere al antrenorului. Ok. Talent, clar, face diferența. Dar din punctul meu de vedere, Haaland... Adică l-ai preferat jucător, da, să l-ai în echipă pe el, că ți-ar crea ei, mai... Ei, nu, ei preferă pe amândoi, dar... cred că... Haaland. Cred că și lui Mbappé ar conveni, că nu-i place să joace în centru. Tot le spune tuturor, da, acum că nu-i convine. Bine, cred că ar conveni dacă ar fi Haaland în centru. Ar juca Mbappé la valoarea lui în stânga. Mai departe, hai să vedem. Pe toți ai avut patroni. Da. Pe care îl alegi? Sechelariu, Becali, Porumboiu. Sechelariu. Sechelariu? Da, da. Spuneai tu că a fost cel mai serios dintre ei. Toți sunt serioși în felul lor. Da, dar spuneai... Cu mine. Da, păi vorbești, evident că vorbesc, da, despre tine. Rămân despre... cu Sechelariu. Sechelariu, ok. Noi o să o odihnească. Mai departe. Asta e ultima. Iftime sau Mititelu? Cu Iftime ai lucrat mult, cu Mititelu ai lucrat puțin. Da, sunt... două personalități diferite. Reprezint două cluburi diferite. Logic. Adică asta e grea. Nu este grea, pentru că e clar că cu domnul Iftime mi-e ca un tată. Uh-huh. Chiar dacă eu am plecat de acolo, nemai vrând să continui, să mai prelungesc contractul. Rămâne ca un tată pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. N-aș putea în viața mea să... Da, să-l aleg fără niciun fel de problemă. Dar, în același timp, am un respect deosebit pentru familia domnului Mititelu. Dar rămân pe... Rămâi pe Valeriu Iftime. Pe Nea Valer, da, pentru că e ca un tată pentru mine. Te-ai întoarce la Botoșani? Bineînțeles, dar... Când nu avea antrenor. Am înțeles. Te duce la FCSB? S-a vorbit foarte mult despre tine și Gigi Becali a vorbit despre tine. Că într-o bună zi vei aduce un antrenor la FCSB. Silviu. Nu vorbesc că... Bă, nu, hai să spun. Mi-a zis cineva pe care eu îl respect enorm de mult din fotbalul românesc. Că niciodată să nu mai spui niciodată. Ok. Chiar dacă tu știi că așa se va întâmpla. Țin-o pentru tine și... vezi pe urmă cum evoluează lucrurile. Pentru că sunt oameni care au plătit pentru... o declarație în tinerețe sau eu știu, uh-huh, în ce moment a fost dată. Nu pot ști niciodată. Nu pot să spun niciodată. De fapt, nu mai spun niciodată. Dar metodelor respective, okay, de... Ești un antrenor care, și asta e finalul dialogului, ești un antrenor care poate discuta cu patronul și patronul să-i spună: băi, uite, am niște jucători care ar trebui să joace astăzi. Și aș vrea, dacă e, să-l bat și pe ăsta în meciul ăsta, să-l văd. Sunt dialoguri de nivelul ăsta sunt la marea majoritate a cluburilor. Uh-huh. Sunt oameni care, sau patroni care spun: domne, vreau să joace jucătorul cu toare că are 20 de ani și vreau să-l vând. Sunt lucruri normale până la un moment. Nu să care e momentul bagă-l în care tu zici stop? Bagă-l pe ăla, nu eu. Nu, în care tu spui, pentru că sunt unii care nu spun. Uite, nu știu, nu vreau să vorbesc. Nu, că nu, fiecare v-am spus, e ușor să... Nu, tu ai un moment în care spui stop? Ai că vei avea? Da, bineînțeles. Nu poți să accept să antrenezi o echipă și pe urmă să vină să joace altcineva. Că n-ai cum. N-ai cum să faci lucrul ăsta ca antrenor. Ok. N-ai cum să faci lucrul ăsta ca antrenor. Bun. E greu, adică... Ok, discuți cu patronul la început, domne, strategia clubului. Că atunci când te duci la un club, trebuie să ții cont de multe alte lucruri. Nu neapărat de lotul pe care l-ai, de condiții. Mm-hmm. Trebuie să ții cont și de filozofia clubului, și de oraș, și de multe alte lucruri. Cum facem? Ce facem? Ce vrei să faci? Păi vreau să-l vând pe Cutare și pe Cutare.
ok, ținem cont de forma lui sau nu ținem cont de forma. Există posibilitatea ca jucătorul pe care clubul vrea să are o ofertă să nu fie în formă. Corect. Și atunci trebuie să fie, știi, lucrurile, băi, nu ținem cont de forma lui. Ne interesează rezultatele. Și atunci e clar că nu poți să mai bagi un jucător chiar dacă la început reprezenta o prioritate pentru club să-l vândă. Uh-huh. Pentru că vânzarea lui aduce în club 700-800 de mii sau 500 de mii. Și atunci ești mai aproape de rezultate. Forțezi rezultatele atunci decât vânzarea de jucători. Adică sunt lucruri pe care, numai fiind acolo implicat direct, poți să lege. Așa, din afară, toată lumea vorbește, e ușor să vorbește. Cel mai ușor este să vorbește. Crede-mă, când lumea stăm și analizăm munca unui om, 90% sunt defecte. Așa suntem, așa avem noi. 90% găsim defectele. Dar sunt unii care, de fapt, n-au reușit pe nicăieri și găsesc defecte la alții. Și nu mi se pare normal. Nu mi se pare normal lucrul ăsta. Pentru că cel mai ușor e să stai în afară, să privești lucrurile și să judeci. Ăla e nu știu cum, ăla e nu știu cum, ăla e nu știu cum. Dar tu când ai fost acolo, nici măcar cât cel pe care tu îl judeci n-ai făcut. De asta e dureros câteodată când stai și te uiți la pe anumite canale și vezi anumiți oameni care te judecă și practic n-au făcut nici măcar cât ai făcut tu. Nu mă refer la mine. În general, așa. De asta ar trebui să fii puțin mai ponderat când facem declarații sau judecăm un om doar din spatele ecranului. Am zis. Marius, mulțumesc mult pentru prezență. Eu îți mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc, prieteni și dumneavoastră, pentru că ați fost alături de noi și sper să ne fiți și la următorul episod.